Angajații primăriei nu au mai ținut cont de nicio restricție sau de măsurile de distanțare socială și au sărbătorit ziua unuia dintre ei. Oamenii și-au dat întâlnire la un local din sat unde au petrecut ca odinioară. Aceste imagini au apărut în spațiul public, dar au ajuns și la polițiștii secției de poliție rurală Albești de Argeș, care i-au identificat pe cei care au participat la eveniment. Cele 12 persoane, între care și primarul, au primit amenzi în valoare totală de 21.000 de lei.